Polițiștii în civil au asistat discret de la distanță la mormântarea omului de afaceri din Arad ucis de o bombă. Anchetatorii veniți din București nu au deocamdată niciun suspect. Pensionarii care lucrează la stat vor fi nevoiți să aleagă între pensie și salariu, iar cei care sunt la vârsta pensionării pot continua să lucreze până la 70 de ani dacă doresc. Și un nou val de ploi cu vijelii și grindină amenință 22 de județe. Aseară la Craiova, inundațiile produse de o ploaie torențială au distrus mașini, locuințe și chiar o stradă. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Omul de afaceri din Arad, ucis în urmă cu 11 zile de explozia unei bombe care fusese amplasată în mașina lui, a fost înmormântat. Familia a angajat o firmă de pază pentru ca doar apropiații să participe la ceremonie. Poliția care anchetează asasinatul a trimis oameni în civil ca să supravegheze mulțimea și să găsească eventual suspecți. Cercetările în dosar merg greu și pentru că anchetatorii din București nu au încredere în polițiștii din zonă, după ce au apărut informații că unii dintre ei ar avea legătură cu traficanții de țigări. Este și motivul pentru care la un moment dat investigatorii au renunțat să facă unele percheziții. Considerată o persoană cheie în ancheta asasinării omului de afaceri, Ioan Crișan, directoarea firmei lui, care îi era și contabilă, a lipsit de la înmormântare. Între ea și familia victimei sunt unele neînțelegeri. A fost prima dată însă când fiica bărbatului a ieșit în public. Dar nici ea și nici soția lui Crișan nu au făcut declarații. Poliția a trimis oameni în civil ca să asiste la ceremonie. Toți cei prezenți au fost urmăriți, discret, pentru că există suspiciunea că rețelele interlope de trafic de țigări ar avea legături cu unii angajați de la Inspectoratul de Poliție Arad. Anchetatorii trimiși de la București încearcă să rezolve crima fără sprijinul polițiștilor din zonă. A fost suspiciunea rezonabilă. De aici a pornit și discuția, de aici a pornit și atitudinea de a încerca să scoată un pic îndevăr pe cei de la Poliția Județeană din Arad. A fost această, dacă vreți, atitudine din partea celor de la București. Când au venit la fața locului, au încercat să separe un pic lucrurile. Din cauza acestor suspiciuni, anchetatorii din București au renunțat chiar să facă unele percheziții. S-au temut că unii dintre cei vizați ar putea afla date din anchetă de la polițiștii din Arad. Șeful Poliției Române, chestorul Benone Matei, a mers la Arad ca să rezolve problema. Înainte, fusese trimis acolo adjunctul lui, chestorul Eduard Miritescu. La 11 zile de la asasinat, cei care au pus la cale moartea lui Ioan Crișan sunt încă liberi. Sunt ridicate niște telefoane, sunt ridicate camere de la vedere, se verifică aceste lucruri. Doamne ajută să apară de undeva și să ajungem la autor. Există ipoteza de lucru cum că autorii ar fi chiar din Serbia. Raportul medico-legal făcut în cazul morții lui Ioan Crișan a arătat că după explozie, omul de afaceri a mai trăit câteva secunde. S-a intoxicat cu fum și gaze. Există și imagini care confirmă asta. Din cauza durităților, nu pot fi difuzate. Apropiații care au venit să îl conducă pe ultimul drum nu cred că era implicat în afaceri ilegale. Am lucrat împreună cu el la aeroport. Am avut firma amândoi. Credeți că avea vreo legătură cu traficul de țigări? Nu, nici vorba. Era retras dimineața la 7, era deja la lucru. Orice ai face. Sunt alte modalități date, știu eu, răzbunat. Ioan Crișan a fost ucis pe 29 mai, la ora 7 dimineața. O bombă amplasată sub scaunul mașinii lui a explodat. Înainte, bărbatul se întâlnise la o cafenea cu trei cunoscuți. Până acum, anchetatorii nu au făcut publice detalii din anchetă. O ploaie torențială a făcut prăpăd aseară în municipiul Craiova. Zeci de mașini au rămas blocate în bălțile formate pe asfalt, iar apa adâncă și de un metru a intrat în locuințele oamenilor. O stradă s-a surpat sub povara șuvoaielor, iar gropile apărute au pus în pericol pe șoferi și pe trecători. Și la vecinii bulgari, o tornadă uriașă a provocat panica. Mai devreme ce că e jiu pe aici. După câteva minute de ploaie torențială, șoferii s-au trezit cu mașinile cufundate în apa tulbure până la jumătate. Până la banchet a fost. Ia uitați-a. Apa este până la genunchi. Gata, uitați că vă și că mai scot. Mulți n-au mai putut înainta prin apă. Din cauza presiunii, capacele de canalizare au sărit pur și simplu. Apa a năvălit în gospodărie, iar pe o stradă asfaltul s-a surpat în mai multe locuri. Mama, ce în partea aia, ce... Cred că eu n-am pus. Păi apa până la genunchi aici. Când am văzut, strigă la bărbatul, nu, gata. Pivnița jumătate este plină, garajul, nu mai zic ce e acolo,
În 10 minute, un sfert de oră. Am văzut cum urca apa pe aici. Am văzut în bucătărie cum urca apa. Apele au înconjurat și sala polivalentă din oraș, acolo unde funcționează un centru de vaccinare. Astăzi, după ce șuvoaiele s-au retras, echipele municipalității au început să repare stricăciunile. Autoritățile susțin că în anumite cazuri oamenii ar putea primi despăgubiri. Fenomenele meteo extreme s-au format și în apropierea României. O tornadă uriașă a fost surprinsă în Bulgaria, în regiunea Dobrici. Satul în care s-a format fuiorul uriaș se află la 48 de kilometri de orașul românesc Negru Vodă. În țară, 22 de județe se află sub cod galben de vreme rea. Imaginile din satelit arată că furtunile vor începe tot din est și vor aduce descărcări electrice, vânt puternic, vijelii și grindină. Guvernul a decis că pensionarii care lucrează la stat vor fi nevoiți să aleagă între pensie și salariu, iar alocațiile pentru copii nu se majorează anul acesta. Pe de altă parte, tot guvernul a prelungit starea de alertă, dar cu mai puține restricții. Despre toate acestea ne vorbește colega mea, Laura Culiță. Bună seara, Laura! Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Acum sunt peste 30.000 de pensionari care adună pensia cu salariul la stat. Ei sunt vizați de această interzicere a cumului celor două venituri. Pe de altă parte, pentru ca această regulă să fie aplicată, este nevoie și de votul parlamentarilor, care ar putea să vină la toamnă. Totodată, astăzi executivul a decis că cei care vor să lucreze până la 70 de ani, așadar doar opțional, vor putea să facă acest lucru. Cei care își doresc să muncească și după vârsta de 65 de ani, vor putea să lucreze până la cel mult 70 de ani. Pe de altă parte, o veste bună astăzi a venit în privința măsurilor noi de relaxare. Începând cu data de 12 iunie, avem o prelungire a stării de alertă, însă cu reguli mai relaxate. Vor putea fi organizate nunți și botezuri cu un maximum de 200 de persoane în interior. Însă, atenție, condiția este ca toată lumea să fie vaccinată, testată sau deja să fi trecut prin boală. În plus, rămâne valabilă acea regulă de 70 de persoane cel mult în exterior, însă această limită dispare dacă toată lumea este vaccinată, testată sau trecută deja prin boală. În plus, tot astăzi au fost stabilite și reguli noi pentru stadioanele care găzduiesc meciuri în cadrul Euro 2020. Vor putea fi ocupate în proporție de până la 50% aceste stadioane, însă condiția este ca cel puțin jumătate dintre spectatori să fie vaccinați, testați sau vindecați. Pe de altă parte, o altă veste tot de la guvern astăzi se referă la alocațiile pentru copii. În privința lor a anunțat astăzi premierul că nu sunt bani pentru o creștere de la 1 iulie, așa cum prevedea legea, așadar alocațiile pentru cei peste 3 milioane și jumătate de copii din toată țara vor rămâne la fel anul acesta. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Italia este aproape gata pentru primul mare eveniment organizat în pandemie. Sunt Cosmin Stan și o să vă spun de la Roma cum se pregătesc italienii pentru marea deschidere Euro 2020 de vineri. Imediat la știri! Primarul sectorului 1 a cerut ajutorul poliției. Clotilde Armand susține că a fost atacată în trafic de un bărbat care a început să-i dea cu pumnul în mașină la doi pași de sediul primăriei. Clotilde Armand a sunat la poliție 20 de minute mai târziu. Poliția așteaptă și o plângere scrisă a edilului de sector pentru a demara o anchetă. Incidentul are loc în plin scandal privind gunoiul neridicat din sector, care nu s-a rezolvat nici până acum. Primarul insistă pentru declararea stării de alertă după ce a respins înțelegerea cu firma de salubritate, moderată chiar de prefectul capitalei. Iar în România europeană, natura este poluată cu dejecții, deși autoritățile și-au asumat în fața Uniunii că mizeria nu va mai curge prin albia râurilor. Dar cum să-și respecte responsabilii angajamentele câtă vreme doar jumătate de țară este conectată la serviciile de apă și canal? Orașele mari se apropie de standardele UE, dar comunitățile mici par încă nevul mediu. Inspectorul Pro a surprins nereguli mari la Chiașna, la doi pași de capitala țării. În România, doar 8% dintre comune și sate au canalizare proprie, iar asta se răsfrânge direct asupra mediului. Suntem în Chiașna, o localitate aflată la numai 15 km de București. Un muncitor păzește o pompă aflată în funcțiune și fuge când vede camera de filmat. De ce fugiți de noi? Stați un pic să vorbiți cu noi! Stați un pic! Dacă toate lucrurile sunt în regulă, nu înțelegem de ce domnul respectiv a fugit de aici, de la fața locului, și nu a stat să vorbească cu noi.
Pe imagini se vede cum pompa trage dintr-un canal și varsă în alt canal. Suspectăm o deversare ilegală a dejecțiilor, din rețeaua de canalizare în cea a apelor de ploaie. Un locuitor ne confirmă bănuiala. Se devarsă canalizarea direct în Dâmbovița. Numai acolo. În mai multe locuri, nu? În mai multe locuri. La fel se întâmplă și noaptea. Același loc, aceeași operațiune, aceeași teamă de camerele de luat vederi. Echipa de la Inspectorul Pro alertează Garda de Mediu. Comisarul General Octavian Berceanu ne confirmă suspiciunea. Solicitam o echipă de la Garda de Mediu la fața locului pentru că vrem să știm ce se întâmplă aici. Va ajunge o echipă pentru a investiga exact ce se întâmplă, cine ce deversează. Eu am ținut zona sub supraveghere și înainte să ajung la Garda de Mediu. Astfel de episoade am mai avut și zilele trecute. Există un istoric. Nici nu apucăm să terminăm discuția și deja o echipă de muncitori demontează rapid pompa ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Cred că au venit în acest moment, au venit muncitorii să ia acest utilaj de aici. Numai un pic. De ce luați utilajul de aici? Cine v-a trimis acum să luați utilajul de aici? Eu am dedus că dacă nu mai e apă, trebuie să-l luăm. Păi, suntem de la primărie. Și dumneavoastră exact ce funcție aveți în primărie? Nu am nicio funcție, sunt șofer. Două instituții trimit echipe să investigheze cazul. Garda de Mediu și Apele Române. Aici sunt cele două canale și trăgeau dintr-un canal în celălalt. Da, păi asta e menajerul și ăla e pluvialul. Da. Se vede. La prima vedere, lucrurile par să arate așa. Canalizarea localității este subdimensionată și, când plouă, refulează. Surplusul de mizerie, susțin localnicii, este deversat prin conducta pluvială direct în râul Dâmbovița. Autoritățile prelevează probe. Rezultatele analizelor ar putea face lumină în acest caz. Asta e apă menajeră de la... Biciu. Și ia un pic albiceasă, cu spume, miros. Exact așa cum pare în momentul de față, poate să fie un amestec de apă pluvială cu apă menajeră. Depunerile alea n-au de unde să fie, nu poate să fie din pluvială. În plină anchetă, primăria din Chiajna își trimite pe teren purtătorul de cuvânt. Florin Petrescu susține că dejecțiile nu ajung în natură, ci în canalizarea Bucureștiului. Iar una din stații merge la o capacitate de 60% din cauza unor pompe înfundate. Și atunci au mutat dintr-o pompă într-alta, dintr-o rețea în alta. Că ăsta e tot misterul. Comisarii Gărzii de Mediu spun că e vorba de o deversare. Comisarii de Mediu pot să spună ce vor dânși. Eu vă spun care este poziția noastră oficială. Acolo undeva este conducta pluvială. Toate aceste mizerii se duc efectiv acolo în Dâmbovița. N-ați vrut să mai veniți cu noi acolo, dar acolo este plin de mizerie. Nu mă pricep eu la... Vă arăt operația la genul, că nu pot să traversez acolo. Un punct de vedere arhicunoscut de autoritățile de mediu care par să se lupte cu morile de vânt la Chiajna. Comisarul general al Gărzii de Mediu a surprins de curând o altă deversare. A luat probe, a sigilat țeava și la câteva zile a găsit conducta spartă. Câțiva domn drăguți cu mașini inscripționate de primăria Chiajna au venit aici și au dat flanșa aceasta jos și acum s-au scurs probabil ape menajere în lacul Morii. Nu e prima oară, din păcate. Am făcut și o sesizare către Apele Române. Deversările de acest gen sunt, din păcate, tot mai dese în întreaga țară. Oamenii au reclamat în ultimul timp situații similare în Mehedinți, Dâmbovița, Brașov, Tulcea, Constanța și Ilfov. Autoritățile locale sunt fie depășite de situație, fie mult prea indulgente cu cei care încalcă legea. După un an și jumătate de pandemie, Europa își face curaj și se pregătește de primul eveniment major. Euro 2020 debutează vineri în direct la ProTV. Este drept, condițiile sunt încă restrictive pe continent. Se joacă totuși cu public, ceea ce este... Îngenunchiată de pandemie, Italia renaște cu ocazia turneului final. Restricțiile majore au fost ridicate, populația simte din nou gustul normalității, iar fanii se pot bucura de partidele găzduite de Roma. Meciul inaugural Turcia-Italia se joacă pe teren italian, iar febra pregătirilor a cuprins cetatea eternă. Din 11 iunie, Euro 2020 se vede la ProTV și la ProX zi de zi. Una dintre principalele atracții aici la Roma pe perioada campionatului european de fotbal va fi acest Football Village organizat în faimoasa Piața del Popolo.
Lucrările sunt pe ultima sută de metri pentru marea deschidere de vineri, dar atenție, accesul va fi restricționat din cauza pandemiei. Doar un număr limitat de fani vor putea pătrunde în această zonă de distracție. În perimetrul bine delimitat și securizat se intră doar după controle amănunțite. Cel mult 2000 de oameni pot pătrunde în zona de distracție, jumătate în stânga, jumătate în dreapta. Aici se vor ține concerte, iar fanii vor putea urmări partidele pe ecrane uriașe. Între meciuri își pot demonstra chiar ei priceperea. Câteva terenuri în miniatură așteaptă cu minți miuțele de moment. La doi pași de emblema cetății eterne, Coloseumul, aici pe Via dei Forii Imperiali, se amenajează chiar în aceste momente fanzonul unde suporterii vor putea veni să urmărească meciurile de la Euro 2020 pe ecrane video uriașe ce vor fi instalate în zilele următoare. Tot aici, vineri dimineața, va avea loc ceremonia oficială de inaugurare a Euro 2020 în prezența autorităților locale. Doar 1600 de persoane vor primi acces, cu dovada vaccinării, a testelor negative sau cu documente care să ateste că au trecut prin boală. Și așa, cei mai mulți localnici savurează momentul, un simbol al revenirii la normalitate. Sicuramente riporterà la città a nuova vita, visto che ormai era tutto spento, tutto è un punto di partenza. Roma è turismo. Senza turismo non è niente. È un momento in cui si stanno confermando i dati di miglioramento della pandemia, per cui diciamo bisogna che ci sia dei segni di ripresa e questo è uno, insomma. Però avete paura? Io assolutamente no, siamo già vaccinate, quindi neanche se portiamo la mascherina, no, perché penso che il vaccino sia una precauzione per tutti. O competiție amplă, așa cum este Euro 2020, se poate dovedi provocatoare pentru fotbaliști, la un an și jumătate de la debutul pandemiei. Jucătorii sunt la capătul unui sezon în care publicul a lipsit din tribune, iar primele luni de competiție au fost marcate de infectările cu SARS-CoV-2. Infernală este și sarcina organizării turneului, mai ales într-un stat precum Italia, care a plătit tribut aproape 130.000 de vieți de la începutul lui 2020. Io penso che Roma non è pronta per ospitare un europeo in questo momento. Sì, ho paura perché fino a neanche due settimane fa tutti gli stadi erano chiusi in Italia, quindi non siamo pronti per affrontare un europeo, un evento così grande. Pe Daniele Frongia, comisar extraordinar al Romei pentru Euro 2020, l-am găsit pe teren, printre muncitori. Very challenging. We started 4 years ago. We are ready to host the matches, to host people from all the world. What does this event mean to Rome after 1.5 years, a very difficult year? A smile, a hope, a signal, very powerful signal for our city, for our country, but we mean also for Europe. Roma revine încet încet la viață și turiștii încep să reapară timid, adevărat, la principalele atracții din oraș. Cu toate acestea, capitala Italiei se află încă în zona galbenă a infecțiilor cu SARS-CoV-2. Prin urmare, mai multe restricții sunt în continuare în vigoare. Cea mai importantă, poate, masca este încă obligatorie în aer liber, până pe 15 iunie. Așa cum ați văzut, colegii noștri Cosmin Stan și Jolt Vago sunt la Roma pentru deschiderea oficială a turneului. Cosmin, bună seara! Bună seara, Andreea, doamnelor, domnilor! După o zi toridă, Roma s-a răcorit acum sub o ploaie zdravănă, care nu i-a împiedicat însă pe organizatorii Euro 2020 de aici, din Cetatea Eternă, să continue să lucreze, pentru că totul trebuie pus la punct în piața del Popolo pentru marele eveniment de deschidere a festivalului UEFA de la Roma, care va avea loc vineri dimineața de la ora 10. Este un moment al renașterii, Andreea, și așa cum ați văzut, asta cred unii locuitori ai Romei, care mi-au mărturisit că nu mai vor să mai vadă vreodată Cetatea Eternă atât de pustie cum a fost în ultimul an și jumătate. Și deși încă se poartă masca de protecție aici în exterior, oamenii totuși trag nădejdea că în curând își vor recăpăta viețile, iar Euro 2020 este un prim pas în această direcție și unul important de altfel. Vă spuneam că aici, vineri dimineața, vor fi aproximativ 2000 de oameni care însă vor avea accesul restricționat și vor pătrunde în piață doar după controle, inclusiv medicale.
medicale, pentru că încă sunt restricții în Italia. Totuși, această țară speră ca Euro 2020 să fie și un moment al relansării turismului și am văzut astăzi pe străzile din oraș grupuri răzlețe de turiști, am văzut francezi sau spanioli, dar cam atât. Asta și pentru că Italia de-abia și-a redeschis granițele în acest moment și doar pentru cetățenii Uniunii Europene. Noi, de pildă, pentru a intra astăzi în țară, am avut nevoie de un test COVID negativ și o completare a unei declarații, unui formular de localizare, ceea ce ne-a scutit de carantină. În altă ordine de idei, însă, aici, în oraș, lucrurile încep să revină încet, încet la normal. De numai o săptămână, programul barurilor și restaurantelor a fost prelungit până la miezul nopții, iar această restricție ar putea să fie eliminată de tot până la finalul acestei luni, dacă, evident, situația epidemiologică va permite acest lucru. În tot acest noi an de incertitudini, însă, există o certitudine. Roma este foarte frumoasă în continuare, chiar și pe ploaie. Este freamăt mare la Deveselu, unde actualul viceprimar și fiul fostului edil, mort anul trecut, vor să preia frâiele comunei. Cum se înțeleg înainte de alegeri, mai ales că sunt și rude, vă lămuriți în câteva momente. Românii au prins curaj și își fac chiar credite, chiar dacă economia abia își revine. Este tot mai mare cererea pentru împrumuturile ipotecare. Analiștii financiari avertizează însă că urmează o perioadă cu creșteri de prețuri și automat de dobânzi. Dacă vreți să vă îndatorați pentru o locuință, luați în calcul o posibilă creștere a ratei, mai ales că vorbim despre împrumuturi de până la 30 de ani. Deja jumătate din bugetul pentru noua casă a fost epuizat după 2 luni de când a început programul. Numărul împrumuturilor ipotecare clasice, cu avans de cel puțin 15%, a crescut rapid în 2021. Băncile înregistrează creșteri de aproximativ 30% în primele 4 luni ale anului, față de anul trecut. Mulți au fost atrași de dobânzile scăzute din această perioadă. Indicele IRCC, fostul robor, este 1,67%. În iulie se estimează că va coborî la 1,25%, iar în octombrie la 1,10%. Pe termen lung, lucrurile s-ar putea înrăutăți însă. Rata inflației a început să crească foarte mult, atât în Statele Unite, cât și în Europa, cât și în România. În acest context, dobânzile vor crește rapid în perioada următoare. Oamenii trebuie să fie foarte atenți, în primul rând, pentru faptul că inflația va însemna inclusiv cheltuieli zilnice mult mai ridicate. Deci trebuie, cu siguranță, să nu se îndatoreze foarte mult. Există o formulă foarte simplă care ne ajută să calculăm valoarea locuinței pe care ne-o permitem. Aceasta este venitul pe 4 ani. De exemplu, o persoană singură care câștigă 4.000 de lei pe lună ar trebui să cumpere un apartament de aproximativ 40.000 de euro. Iar o familie cu 2 salarii, să zicem de 4.000 și 5.000 de lei, o locuință de 90.000 de euro. În felul acesta ne asigurăm că ratele nu devin prea mari în caz de creștere a dobânzilor. În plus, specialiștii recomandă ca totalul cheltuielilor cu locuința, rată și utilități, să nu depășească un sfert din venituri. Acest tânăr din Cluj-Napoca a depus deja actele la o bancă pentru o locuință prin programul Noua Casă, dar încă mai caută apartamentul ideal. Locuiesc aici cu chirie și m-am gândit că dacă tot plătesc o chirie lunară, acea chirie ar fi echivalentul unei rate lunare. Aproape 6.000 de români și-au luat deja o casă nouă prin acest program. Cei mai mulți, 84%, au făcut credite de până la 70.000 de euro, cu 5% dobândă. Sunt tineri, în jurul vârstei de 25-30 de ani, mulți dintre ei la început de drum. În contextul interesului crescut pentru locuințe și prețurile au urcat. De la începutul anului, prețul mediu pe metru pătrat a crescut cu 3,5%, potrivit imobiliare.ro, iar în ultima lună creșterea a fost de 0,7%. În București, cel mai mult s-au scumpit locuințele noi, cu 6,6% în luna mai, față de aprilie. Aceste creșteri de prețuri destabilizează piața și cumpărătorii au senzația că totul crește și trebuie să cumpere cât mai repede, ceea ce generează o presiune și mai mare. Se creează un dezechilibru care nu duce decât la formarea unei bule, care în timp se poate sparge. Gradul de îndatorare impus în prezent de BNR este de cel mult 45% din venituri.
Zero gunoi, un obicei răspândit în vest, începe să câștige adepți și în România. Este vorba de oameni care și-au propus să nu mai producă deșeuri. Așa că și-au schimbat complet viața, nu cumpără nimic ambalat, ci doar vrac, se îmbracă de la second hand și folosesc produse de igienă neambalate care nu afectează mediul. Este însă doar o picătură într-un sistem care nu funcționează. Reciclarea în România reprezintă puțin peste 10% față de aproape 50% media europeană. Bidonul pentru apă, paiul reutilizabil, paharul reutilizabil pentru doamne, domnișoare, tamponul reutilizabil, textil. Îi numesc kitul meu Zero Waste. Încerc pe cât pot să-l port cu mine permanent. Acestea sunt lucrurile din geanta Gabrielei Iordan. Acum 10 ani a decis să nu mai producă deșeuri, iar asta i-a schimbat viața. În bucătărie nu are prosoape de hârtie, nu cumpără produse ambalate, nici apă îmbuteliată, circulă cu bicicleta prin București, se îmbracă de la second hand, resturile de mâncare le transformă în compost, chiar dacă stă la bloc. Și-a anunțat și angajatorul că nu mai primește nimic ambalat. Inclusiv în familia mea am anunțat că nu aș dori să primesc anumite produse de care nu am nevoie, cadouri, chiar și cadouri. Mi-am crescut copilul cu scutece reutilizabile. A redus și cantitatea de alimente aruncate, ceea ce îi aduce economii. Dacă acum, pentru hrana a 3 persoane, are nevoie de 1200 de lei pe lună, înainte cheltuia 3000 de lei. Cumpără doar produse vrac, pe care le găsește inclusiv în marile magazine. Cei drept au început să apară și magazine specializate. În afară de produse alimentare vrac, oamenii găsesc aici și produse de igienă, detergent, șampon, deodorant, fără ambalaje. Avem diferite tipuri de pastă de dinți, în diferite forme. Pasta de dinți obișnuită, pudră, tablete, pastă de dinți solidă, toate într-un format care ție îți permite să nu arunci deloc gunoi. Aceste magazine sunt într-o asociație și încearcă să promoveze un mod de viață fără gunoaie, într-o comunitate care în București adună câteva sute de membri. Sunt foarte puțini, mai ales că bucureștenii nu colectează selectiv. Un bucureștean produce într-un an o jumătate de tonă de deșeuri. Întreg Bucureștiul, potrivit statisticii primăriei, produce peste 1 milion de tone de gunoaie. Toate acestea ajung la groapa de la Vidra, care într-un asemenea ritm se va umple în cel mult 2 ani. Din păcate, nu doar gropile sunt pline, ci și câmpurile din jurul capitalei. De pildă, o plajă naturală de lângă localitatea Dărăști, pe malul râului Argeș. Astăzi, mai mulți voluntari de la Let's Do It România au strâns deșeurile, ajutați și de președintele Klaus Iohannis. Trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi. Nu există viață sănătoasă fără un mediu sănătos. De aceea, trebuie să ne implicăm. Și nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsată de cineva care atât a înțeles. Trebuie să facem ceva. Primarii pot primi bani pentru managementul deșeurilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în care sunt prevăzute 2,3 miliarde de euro pentru mediu. Un singur participant prezent la cele 4 spectacole pilot organizate în București și Cluj-Napoca s-a infectat cu SARS-CoV-2. Autoritățile au făcut anunțul la aproape o lună de la aceste evenimente, unde în total au participat 1300 de persoane vaccinate anticovid, trecute prin boală sau cu un test negativ. Persoana respectivă a primit rezultatul după 8 zile de la concertul organizat la Opera Națională din Cluj, ceea ce poate însemna, spun epidemiologii, și că s-a infectat în altă parte. Pe parcursul monitorizării, fiecare participant a fost rugat să evite zonele aglomerate, dar și interacțiunile cu persoane necunoscute. Reprezentanții Ministerului Culturii recomandă ca organizatorii de evenimente să aibă mai multe puncte de testare, ori participanții să vină cu testele deja efectuate. Sub scutul antirachetă, oltenii din Deveselu se pregătesc de alegeri. Comuna a devenit faimoasă nu doar pentru baza militară americană, ci și pentru că localnicii au votat anul trecut un candidat la primărie care murise. Bărbatul s-a prăpădit de COVID înainte de locale, însă fiind foarte iubit în comunitate, oamenii au decis totuși să pună ștampila pe numele lui. Evident, mandatul nu a fost validat. Acum lupta se anunța aprigă între actualul viceprimar și băiatul fostului edil. Și deși sunt rude apropiate, niciunul nu vrea să cedeze. Mormântul lui Ion Aliman, fostul primar din Deveselu, a devenit de mai bine de un an loc de pelerinaj. Iubit de oameni, bărbatul s-a stins însă la doar 57 de ani, după ce s-a infectat cu COVID-19. Decesul fostului edil a avut loc înainte de alegerile locale, dar oamenii l-au votat tot pe el, spun ei, în semn de respect.
Alții susțin însă că totul s-a făcut ca să nu câștige un candidat de la un alt partid. Oricum ar fi, alegerile au fost invalidate, iar acum, la Deveselu, candidații bat în lung și în lat ulița Comunei. Lupta principală se dă între doi pretendenți, actualul viceprimar Nicolae Dobre din partea PSD și fiul fostului edil, Marius Aliman, susținut de PNL, cu toate că tatăl său fusese ales în mai multe mandate tot pe listele PSD. Cei doi sunt și rude. Viceprimarul este vărul fostului edil și unchiul celui care candidează acum împotriva sa. Băiatul fostului primar este capitan în cadrul Autorității Navale Române și susține că vrea să ducă mai departe proiectele tatălui său. Ultimele momente ale tatălui meu în care am discutat, mi-a spus să am grijă de familie și de cetățenii acestei comune. Candidez din suflet pentru a face ceva, pentru ca tatăl meu de acolo de sus să vadă că se pot face lucruri. Verișorul fostului primar și unchiul adversarului său mai tânăr de acum, Nicolae Dobre, este de meserie poștaș. În trecut a lucrat ca bucătar și sudor. Acum este viceprimar și crede că merită să conducă primăria din Deveselu. Familia e familie, competiția e competiție. Mi s-a întins o mână să intre în echipă. Nu a fost de acord. A fost alegerea dumnealui. Despre rivalitatea dintre cei doi se discută aprins, la câmp sau la o șezătoare, în fața porții. Acum bine, dar acum nu mai e bine. Păi de ce nu mai e bine? Păi eu știu ce e între ei și ele sunt lor. I-am întins mâna de 2-3 ori, însă dumnealui mi-a întors spatele. El e omul destul de învățat, să aibă capul pe umeri. În cursa pentru primăria din Deveselu s-au mai înscris încă 5 candidați. Și în comuna Sadova din județul Dolj urmează alegeri locale. Primarul a murit la câteva ore după ce a fost ales. În locul lui va candida fiul. De asemenea, în orașul Filiaș, primarul a fost declarat incompatibil. Acum, pentru funcția de edil șef, candidează tatăl său. Iar în județul Prahova, fostul primar din comuna Șotrile, condamnat pentru pornografie infantilă, candidează din nou. Sica Dumitrescu, fiul fostului atacant al Naționalei de Fotbal, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Nu va ajunge însă după gratii, pentru că judecătorii tribunalului au decis să-i suspende executarea pedepsei sub o atentă supraveghere de 2 ani. În plus, fiul cel mare al lui Ilie Dumitrescu a fost obligat să muncească 60 de zile în folosul comunității, iar banii încasați în tranzacția monitorizată de procurorii DIICOT au fost confiscați, în total 1350 de lei. Prins după ce a vândut cocaină unei polițiste sub acoperire, Sica Dumitrescu a recunoscut acuzațiile. Un eveniment astronomic rar va fi vizibil mâine în jumătatea de nord a țării. O eclipsă inelară de soare se va produce la orele prânzului, iar luna va umbri pământul. Cei de la Observatorul Astronomic vă atrag atenția să nu vă puneți în pericol vederea și să nu priviți direct spre soare prin filtre improvizate. Eclipsele parțiale de soare se produc de cel puțin 2 ori pe an, dar sunt vizibile numai în anumite zone ale Pământului, în funcție de poziția lunii la acel moment. Eclipsa inelară de soare va fi vizibilă mâine în România, începând cu ora 13 și 17 minute. Locuitorii din Satu Mare vor fi primii care vor vedea cum luna mușcă puțin din discul solar. Momentul maxim al acestui eveniment va avea loc la ora 13 și 56 de minute. Eclipsa de soare se va încheia definitiv la ora 14 și 40 de minute în Botoșani. Până atunci, umbra lunii va traversa jumătatea de nord a țării, de la vest la est. Eclipsa va fi vizibilă în America de Nord, Europa și Asia. Eclipsa se vede parțială de pe o mare parte a globului pământesc, da? Cea care este îndreptată înspre soare atunci, mai puțin din sudul României în jos. Meteorologii spun că sunt șanse mari ca la orele prânzului, în nord-vestul țării, să fie puțini nori pe cer, mai ales în zonele joase. Atenție însă, să nu priviți spre soare, fără ochelari speciali. Se poate folosi și filtrul de sudură, dar cel mai întunecat, sau ochelari cu folie specială milar, așa argintie, ochelari special de eclipsă. Deci mai bine nu te uiți decât să te uiți cu ce nu trebuie, pentru că e bine să vrei să mai vezi și alte eclipse. În România vom putea observa o eclipsă de soare anul viitor, apoi următoarea va fi vizibilă la noi abia în 2027.
Biroul de turism pentru tineret, compania de stat care ar trebui să organizeze vacanțe pentru tineri la munte și la mare, a devenit mai degrabă o agenție imobiliară decât un operator turistic. Aproape toate clădirile pe care BTT le avea în administrare peste tot în țară în perioada de glorie au fost vândute sau închiriate. A mai rămas hotelul Forum, cândva perla stațiunii Costinești. Clădirea este însă într-o stare avansată de degradare, iar acum este închiriată pe bucăți. Obiectivul nostru ca agenție este acela de a vă îndruma spre cea mai bună decizie în alegerea vacanței de vis. Cu această frază încearcă Biroul de Turism pentru Tineret să îi atragă pe turiști în puținele obiective pe care le mai administrează. Vacanța de vis este de fapt o invitație la hotelul Forum, faimos cândva, dar lăsat să se degradeze. Pot să spun jalnic. La momentul actual totul este jalnic, totul este la pământ, nu s-a investit absolut deloc, nu s-a făcut niciun fel de îmbunătățiri. Cum arăta Costineștiul, să spunem, în anii 90 și cum arată acum? Costineștiul arăta mult mai frumos, mult mai dotat de cum este acum. Din birourile de la București, directoarea hotelului Forum, acreditat acum doar cu 2 stele, este mulțumită de condițiile de acolo. Recunoaște însă că nu prea sunt rezervări, în condițiile în care nu se ocupă nimeni de promovare. Eu nu am găsit aceste lucruri la dumneavoastră pe site sau pe pagina de Facebook, unde ultima postare e din 2019. Cum poate afla un tânăr despre toate aceste lucruri pe care le puneți la dispoziție? După cum v-am spus, situația financiară a BTT-ului în momentul de față nu ne permite să angajăm personal pentru marketing. Biroul de Turism pentru Tineret, pe scurt BTT, a fost înființat în 1968 și de atunci funcționează ca o agenție de turism, care ar trebui să organizeze vacanțe pentru tineri în stațiunile de la munte și mare. Instituția care se autofinanțează se află în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, care deține aproape 90% din acțiuni. BTT trăiește însă din închirierea spațiilor, care altădată primeau turiști. Unele au rămas hoteluri, altele sunt acum farmacii sau săli de jocuri de noroc. În cadrul companiei, deciziile sunt luate de un consiliu de administrație, la conducerea căruia se află acum Marius Alexandru Dragu, soțul Ancăi Dragu, șefa Senatului. În 2017 am fost director pentru aproximativ un an. A fost singurul an după Revoluție când societatea aceasta a avut profit. Instituția are acum peste 20 de angajați. Astăzi, în birourile lor, era liniște. Aici câți colegi ar trebui să fie? Aici sunt 3, 5, 7, dintre care 4 sunt de la. Și ceilalți 3? BTT are și un director general, care anul trecut a primit salarii chiar și de peste 17.000 de lei. Este vorba de Claudiu Daniel Telicianu, care recunoaște că instituția nu e rentabilă. Anul trecut a înregistrat pierderi de aproape 800 de mii de lei. Dacă vă veți uita pe situațiile financiare din ultimii ani, veți vedea că nu a fost. Din punctul meu de vedere, poate fi. Și asta ne străduim să facem. Doar că intențiile bune nu se văd și pe teren. La Costinești, pe lângă hotelul Forum, BTT mai are în grijă câteva vile și teatrul de vară. Această intrare era numai pentru artiști. Și în partea cealaltă, la fel pentru artiști, toaletele, vezi că înăuntru sunt și canapele, înăuntru chiar arată bine. Astea mai trebuie schimbate. Jean Dorin Dumitru, noul primar din Costinești, ne spune că a stabilit, împreună cu cei de la BTT, întâlniri săptămânale ca să caute soluții care să anime iarăși zona. Dar în ultimele săptămâni nu s-a mai întâmplat nimic. Regizoarea de teatru Cris Simion a vândut cărămizi în Parlament. Este o acțiune prin care strânge fonduri pentru a construi în București un teatru independent. Cei care cumpără cărămizile devin ctitori, iar printre ei se vor afla premierul Florin Câțu, dar și președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. Cris Simion și Asociația Grivița 53, din care fac parte mai mulți artiști, au nevoie de 1 milion de euro, din care au reușit să strângă un sfert. Lucrările ar trebui să înceapă anul viitor, pe terenul lăsat moștenire de bunica regizoarei. Universitățile din întreaga țară pun la punct ultimele detalii înainte de admitere. Cele mai multe acceptă studenți doar pe baza unui dosar care va conține nota de la bacalaureat și eventual un eseu motivațional. Acolo unde concurența este mare, rămâne valabil examenul. Intră aici universitățile de Politehnică, Medicină și Drept din București. Din păcate, într-un top global al școlilor din învățământul superior, România și-a găsit locul abia după poziția 1000.
Universitatea din București are disponibile 5.515 locuri la buget în 19 facultăți. Doar la Facultatea de Drept se va organiza examen. În zona științelor exacte, matematică, informatică este una dintre facultățile la care avem foarte mare numărul de candidați. Nu în ultimul rând Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie, Facultatea de Filozofie, cea care îmi vine acum în minte, care începe să aibă un număr din ce în ce mai mare de candidați. Bătălia mare va fi la medicină, peste tot în țară. Numai la București sunt 1000 de locuri. Păi mă gândeam să mă dau spre la medicină, pentru că și mama mea e medic și m-a cam influențat. Și mi-ar plăcea să studiez în Cluj, numai să mă duc un an și în altă țară. La Universitatea Politehnică din București, numărul de locuri a crescut cu aproximativ 10% față de anul trecut. Se întâmplă asta pentru că există cerere în domeniu. Anul acesta, înainte de admitere, a avut loc și o simulare a examenului. Există o distribuție destul de, a spune, așteptată după un an de pandemie a notelor, a rezultatelor elevilor, și mai bune și mai puțin bune. Foarte mulți dintre ei au greșit în lucruri banale, minore, și în sensul în care se vede, după în opinia noastră, lipsa activității la clasă. Și la Academia de Studii Economice din București, cozile interminabile rămân istorie. Absolvenții de liceu se vor înscrie exclusiv online. Vor veni la facultate să depună doar diploma de bacalaureat după ce vor fi admiși. Dar acest lucru se va face în ordine alfabetică pe zile, în așa fel încât să nu se creeze aglomerări. Vreau să merg la Facultatea de Business, la ASE, la Business și Turism integral în limba engleză. Am avut oportunitatea să plec în sănătate și acum, doar că nu simt că e momentul, nu mă simt pregătit. Dacă ar fi să rămân în România, aș deschide o afacere, un business, sau dacă ar fi să mă duc la facultate în România, opțiunile ar fi tot așa business sau turism. Este cerere mare și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cele mai căutate specializări rămân cele din zona psihologiei, zona dreptului, media digitală, spre exemplu, științele economice pe anumite specializări. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în schimb, în funcție de cerere, au avut loc și ajustări de taxe. Roma s-a trezit sub apă după o furtună cu ploaie ca la potop. În nordul capitalei italiene, apele s-au revărsat pe străzi. Pompierii au evacuat 40 de copii după ce grădinița lor a fost inundată. Cei mici au fost duși la un hotel de unde au recuperat părinții. De altfel, pompierii au răspuns la zeci de apeluri pentru probleme cauzate de inundații. Trei zile Roma, dar și cea mai mare parte a Italiei au fost sub amenințarea furtunilor cu ploaie peste măsură. Și atenție pe unde treceți strada! Un bărbat a simțit la propriu cum este să traversezi pe lângă trecerea de pietoni. Din fericire, nu a fost lovit de o mașină, ci de un câine, iar scenele au stârnit mii de comentarii pe tot globul. Patrupedul care aleargă și vine din partea dreaptă se ciocnește de bărbatul care încearcă să treacă șoseaua. În fugă, îl izbește în plin pe pieton, apoi își vede liniștit de drum. Omul, în schimb, grav afectat de căzătură, nu reușește să se ridice. Imaginile surprinse de o cameră video au devenit virale. Păunii s-au mulțit atât de mult într-un orășel din California, încât administrația locală s-a văzut obligată să ia măsuri ce le-au pregătit păunilor care distrug mașinile și grădinile oamenilor, aflați după o scurtă pauză. Sute de păuni își fac veacul pe străzile unui orășel din California, aproape de Los Angeles. Sunt gălăgioși și uneori agresivi, fac mizerie și pagube prin grădinile oamenilor și pe mașini. După numeroase plângeri, Consiliul Local ia măsuri. Pe de o parte, de acum este ilegală și se pedepsește cu amenzi destul de mari hrănirea păunilor. Apoi, controlul animalelor va începe capturarea păsărilor cu blândețe, iar păunii vor ajunge la diferite ferme din California. Noi trecem la știrile din sport aduse de Corina Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Terorizat la București, a câștigat procesul la FIFA cu FCSB. Acuzații dure la adresa lui Becali. Imediat la sport, primele transferuri făcute de Șumudică la CFR. Și cine i-a cântat la pian lui Șefcenco la București înainte de Euro?
Dezvăluiri bombă din închisoarea FCSB. L-au pus să conducă o mașină veche ca să plece și a câștigat procesul de 100.000 de euro cu becalii. Primele transferuri făcute de Șumudică la CFR, campioana prima și la reunire. Din Zanzibar la Arabi, transfer de milioane Tănase pe urmele lui Olăroiu. Salvarea lui Dinamo, încă o insolvență. CFR a luat 4 titluri după ce a ieșit din insolvență. Rădoi s-a bucurat în sfârșit de o victorie la națională. România este gata de Jocurile Olimpice. Șefcenco cucerit de București. Concert la pian în hotel. Un român este ghidul Ucrainei. Provocat în direct, Răzvan Lucescu a testat mingea de la Euro. Halep și-a făcut mâna pentru Wimbledon și a luat sticlele la țintă. A fost la România au talent și a făcut artă cu nisip pentru Euro 2020. Un român cel mai tare colecționar. Albumele lui cu fotbaliștii valorează 25.000 de euro. Pandemia a prins bine. Curnicova din golf a ajuns la un număr record de admiratori și a greșit ținta la aterizarea cu parașuta. A oprit meciul de fotbal și arbitrul i-a dat galben. Magda Pălimariu este pregătită cu datele meteo. Bună seara, Magda! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! O să plouă destul de mult și în a doua parte a săptămânii. Mâine instabilitatea crește din nou după prânz. Aversele apar în sudul, în estul și în centrul țării, dar în vest și în sud-est avem o zi mai plăcută. Vineri ploile vor afecta mai mult sudul și centrul României, iar în weekend va ploua aproape peste tot. Vor fi averse torențiale, cantități mari de apă, căderi de grindină și vijelii. Ziua de duminică aduce și o răcorire a vremii, dar cu detaliile vă aștept imediat după sport. Mulțumesc, Magda, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea și las fierbinți. Ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!